această echipă frumoasă pe care o vedeți în fața dumneavoastră și care o să vă încânte și o să vă bucure cu o minunată poveste, cu costume absolut minunate, realizate de scenografa Tomo Știunde și un decor pe care îl vedeți în spatele nostru, pe muzica lui Marin Sabu și, evident, sub îndrumarea domnului regizor și cu maestria actorilor pe care dumneavoastră îi vedeți în acest moment. Aș vrea să invit pe domnul regizor să ne spună câteva cuvinte despre cum a lucrat cu noi la scenă și ce a descoperit și ce și-ar dori să înțeleagă publicul sâmbătă la premieră și nu numai. Să încep cu mulțumirile ca la fiecare colaborare la orice teatru din țară sau de afară, pentru că mulțumesc foarte mult pentru invitație. Pentru că de ani de zile așteptam să montez la Craiova, un teatru cu Ștaif, nu știu dacă e cuvântul cel mai nimerit, dar e un teatru foarte bun cu echipă de profesioniști. Spectacolul acesta este, în ultima vreme, nu dramatizez, ci scriu scenarii, pentru că am și experiență de film și plec de la un scenar și fac un soi de laborator de creație și experiența cu profesioniștii de la Colibri cred că a fost de bun augur sau bună sau nu am obișnuința de asta în lumini. Mă găsim mai bine în Întunericul Sălii. Mai mult decât regizor, eu cred că sunt un foarte bun povestitor și nu mă laud. N-am reușit să am nicio cădere în aproape 40 de ani de în carieră, sunt, iar trebuie să mă lau, sunt sigur un regizor care fac în egală măsură spectacole pentru copii, de animații, de copii și cum vreți să le spunem, și de dramă. Și am și experiență de cinema. Am plecat de la un scenariu, am urmărit să plonjăm puțin în lumea copilor care încă, eu cred, sper să se găsească răspunsul, ce cu copilăria, ce cu noi, părinți, bunici, facem pentru copii, nepoții noștri, tot felul de jocuri, sacrificii, dar eu nu cred că îi cunoaștem foarte bine sufletul copilului, ce se întâmplă căpșorul lor. Practic, redescoperim copilăria. Realizăm că da. Cât de important este să rămânem cu sufletul acolo. Da. Le-am spus actorilor că mă interesează să încerce să facă niște pași înapoi cu mintea, cu sufletul, cu memoria, cu copilăria lor. Eu sper că am reușit să ne situăm undeva între Superii, între Micul Prinț și Kipling, care toată lumea știe cu celebra Cartea Junglei. Ce e cu copilul, ce e cu joaca, care la noi profesioniști se transformă în joc. Actorii pot povesti dacă a fost bine lucrul cu mine. Cred că este un spectacol bun, interactiv. M-a ajutat enorm muzica și am avut lungi discuții creative cu domnul Marin Fagu, care a fost mai mult decât compozitor. A fost, iarăși nu e expresia potrivită, o soi de mâna mea dreaptă. Mi-a dat extrem de delicat și cu bun simț idei, sau asta m-a întrebat, oare asta o fi bună? Fiind bună. Ne-am înțeles bine. Și un spectacol, cu asta ar trebui să încep, cu actorii, cu vechea gardă, ca să zic așa, cu doamna Ionica, doamna Ala, Marin este aici, el între cei foarte vechi și cei foarte noi, adică Robert, Daniel, Oana, Cosmin, păi fără Oana, da, și Geoda, fără Oana, care duce în spate, păstrând proporțiile, duce în spate tot spectacolul. Este enorm de greu ce face ea și dacă ea, cred că dacă n-ar iubi copilăria și copilul din ea, nu ar fi ieșit exact ceea ce trebuie. Sper să nu dezamăgim. Eu sunt convins că nu dezamăgim, dar sper să nu dezamăgim copiii care sunt cel mai bun public, cel mai dur și părinți, cumnați, surori, toate neamurile. Tot ați făcut referire mai devreme despre muzică. Marin, cât de greu a fost să scrii genul ăsta de muzică? Pentru că aveam muzică cu
asta a fost cea mai mare provocare. Pentru că n-am scris niciodată muzică de inspirație latină, am ascultat foarte multă muzică în perioada de producție, de preproducție, ca să înțeleg spiritul, de fapt. Am avut și mare ajutor, normal, de la domnul regizor, pentru că a venit cu o umbrelă a personajelor foarte bine dezvoltată, ceea ce m-a ajutat să fac cântecele pentru fiecare personaj aparte. Și automat și inspirația care ți-a venit de la actor, vorbim că și versurile. Da, m-a ajutat, mai ales că sunt colegii noștri și atunci, cunoscându-i pe fiecare parte, m-a ajutat să le fac cât mai ușor cântecele pe capacitatea lor vocală, ceea ce a fost foarte bine, cred, pentru ei, mai ales când am lucrat pe cântecele. Muzica curge așa într-un ritm amețitor și a fost la fel de complicat, cred că și pentru colegii mei, să cânte pe muzica aceasta care e plină de contrapunct, de... Ca să înțelegeți, e un spectacol muzical. Da. Dar asta a fost o provocare care m-a bucurat și m-a bucurat foarte tare colaborarea cu regizorul, care a fost foarte, foarte bine închegată. Așa, vreau să mai spun eu că m-a interesat și asta a spus la început actorilor. Mă interesează foarte mult latura, partea lor umană. Nu pot lucra decât cu, lucrez cu oricine, evident, dar e minunat să pot lucra cu oameni. Sunt întâi oameni și după aceea profesioniști. Îmi cer scuze dacă nu am menționat pe toată lumea, că doamna Ionica și doamna Ala, care sunt vechi profesioniste și te împing la lucru. Am întrerupt, iertați-mă, că am uitat să o menționez și pe doamna Adriana, care m-a înțeles aproape fără cuvinte. Doar am șoptit. Nu prea obișnuiesc să dau indicații în gura mare și criticând, văd că lângă actor, chiar în timp ce joc, și simt mai la dreapta, mai nu știu cum, habar n-am exact ce le zic, dar e o minune ce se întâmplă cu actorul. O minune. Cosmin, care a trecut prin mâinile unor mari regizori, dorim să joace foarte mult, are foarte, foarte, foarte mult talent și capacitate de a da. Desigur, relația noastră e una specială, eu, domnul regizor. Drama se mui din start cu Thomas Ostermayer încă de la început, iar el, pe baza regizorilor cu care am lucrat, mi-a găsit la rândul meu lui o poreclă, însă se sunt ale noastre de interior. Până atunci, revenind la spectacolul nostru, sunt convins că lucrul cu domnul regizor m-a înnobilat într-un anumit fel, deoarece mi-a dat un anumit lucru este una diferită. Așa cum în spectacol elefanțelul are o călătorie inițiatică și este construit până când ajunge la maturitate, dacă devine un elefant de la un elefanțel, așa mi-a lăsat un anumit pe fiecare parte să ne găsim un drum inițiatic în construcția personajului. Bine, desigur, întrucându-ne atenți stânga-dreapta cu anumite indicații, dar sub nicio formă nu a încercat să ne limiteze creativitatea, lăsându-ne libertate de plină, dar desigur controlată. Însă pentru actor este foarte important să primești acea libertate de plină și să poți să fii creativ, să-ți întrețină un mediu de creație și să te lasă să dezvolți personajul. Desigur, când mindu-te pas stânga-dreapta până când se ajunge acolo. Domnul Daniel, care este o minune de actor, nu numai pentru animație, este unul din mari actorii țării. Pentru cei mai tineri, probabil nu le spune nimic. Giugaru, Finteșteanu, Bilic, are talent săracul neasupra. Este extrem de modest și foarte, foarte, foarte ce trebuie. Este servit la scenă. Era un domn regizor care, evident, cei tineri nu știu, Sica Alexandrescu, un teatru poartă numele lui, spunea, dacă ai 70-80% din distribuția actori de talia lor, atunci mergi la succes. Dacă ai și un text bun, tu trebuie de scris foarte atent. Să le legi. De doamna Adriana a spus, delicată, foarte exact, foarte la locul ei, talent. Dacă tot am luat-o așa... Robert, un copil care se uite foarte mult,
la fel ca Daniel, Oana, cam cu jos pălăria. Oana fiind personajul principal, Elefantelul Curios. Duce în spate un camion de aproape la propriu, de energie. Are un curaj, talent, nu am cuvinte. Cum vezi în fitul Oana? De muzică și dans. Da. Și este o poveste inițiatică, pentru că el învață de la fiecare personaj câte ceva. Cum să fie sau cum să nu fie. Cum să se comporte sau cum să nu acționeze. Și ajunge la final cu un dram de înțelepciune și cu o trompă prin care se definește maturitatea lui. Mulțumesc întregii echipe. Și să mergem, veniți. Să mergem mai departe, pentru că mai avem aici personaje extrem de importante. Să înțeleg că era avem un struț de săvârșit, foarte simpatic și care... Ce mai bine o lăsăm pe doamna Ala Cebotare să vă spună cum s-a simțit și ce a descoperit în acest personaj. Eu, în primul rând, vreau să mulțumesc Domnului Dumnezeu că mi-a oferit în viață acest prilej de a juca pentru cel mai sincer public, pentru copii și de a putea să învețe de la noi și prin povețele noastre lucruri frumoase. Sunt, într-adevăr, în spectacol cel mai bun alergător, adică struțul care are un costum foarte interesant și foarte, cum să vă spun, complex și dificil în același timp, pentru că iată, lumea evoluează materialele din care se confecționează aceste costume. Chiar dacă rolurile noastre sunt episodice oarecum față de elefanțel, în acele câteva minute în care stai în scenă și ești într-o mișcare continuă, iar struțul știți cum merge așa, mai pe poate, mai prin vârful degetelor, este foarte dificil. Iar ca să transmiți mișcarea personajului, trebuie să o simți sub mască și o transmiți cu corpul tău prin afirmațiile sau negațiile textului. Numai așa poți să copilul din sală poate să-și dea seama de personajul din scenă care vorbește atunci când sunt toate la un loc. Iar aceasta implică diverse părți ale corpului. Eu acum vă vorbesc despre maestria actoricească și cum ar trebui să fie un personaj care poartă mască în scenă. Nu este simplu deloc. Nu este simplu și totodată vreau să mulțumesc domnului regizor, care este un om ca pâinea lui Dumnezeu și care înțelege actorul și ne-a dat mână liberă să facem fiecare ce dorim și
dar nu înțeleg. Fiecare, am înțeles, am înțeles, sigur că da. Plus da unui copil. Corect, și fiecare 10 minute de spectacol. Personaj cu rolul lui este un, face un spectacol. Nu face niște pastile. Exact, un spectacol în spectacol. Trei personaje la fel de importante, Boa Boa, cel înțelept care sfătuiește pe elefanțe și cel care îl ajută. Avem Ela Ela, care este girafa și cea care îi dă bună dispoziție elefanțelui, și Tamu Tamu, care este cel mai drăguț, Hippo. 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 E Hippo. Atâta. Deci nu doar Hippo. Dar tu ce știu și eu? Eu sunt Rororororo, sunt un papagal. Din când în când mai apar și eu pe acolo, încerc să leg poveștile. Îi invit pe colegii mei să spună de cum au descoperit personajul. Da, mă numesc Adriana Iuncu și mi-am descoperit personajul. E vorba despre... Da, bine că te-am găsit. Este vorba despre un giraf. Din punct de vedere tehnic, așa găsesc eu să mă încarc, eu spun că este foarte celelalte elemente care îi compun, adică un cap foarte sus, pe un gât foarte lung și încă două picioare care sunt adaosuri la mâinile mele. Acum, sigur că n-am să încerc să explic oamenilor că explicațiile prea lungi nu dau bine, dar oricum nu e ușor de manevrat, pentru că am când mâini, când picioare. Concentrezi asupra bunului ăsta al acestui animal în scenă și să-ți dai și replicile și să fii și pe fază, atât cât trebuie. Sigur, avem un regizor foarte, foarte generos cu actorii și mulțumesc că mi-a spus că vreau să fiu exactă, pentru că pe scenă nu-mi place să fie timpul și consider că elementul principal relaționat pe scenă este regizorul actor. Pentru mine este un regizor și mă interesează ce vrea de la mine, iar rostul meu ca actor este să îi împlinesc imaginația. Asta e treaba mea. Pe de altă parte, eu sunt actor păpușar. Relația către zona teatrului dramatic este sporadică, aș putea să spun. Probabil că dacă aș fi exersat mai mult, aș fi reușit altfel, dar ceea ce fac eu pe mine mă bucură din tot sufletul. Și am considerat că meseria de păpușar este o artă a smereniei. De ce? Pentru că păpușarul nu se vede. El este un nimeni atâta timp cât păpușarul evoluează în fața publicului. Nici măcar nu este recunoscut la public. La public apar niște oameni, niște fețe, dar el nu se vede, pentru că nimeni nu știe că tu ai fost neapărat personajul acela. De multe ori nu se știe. Nu se știe că ai făcut o compoziție de voce cu vocea ta și că n-ai fost lucrat din albaze, ci efectiv ai compus-o tu, fără niciun fel de adaos tehnic extraordinar. Adică de un lucru pe pupitru. Și asta fac... Nu vorbesc despre meseria pe care o fac tu și alți păpușari din țara asta, pentru că o iubesc foarte mult. Și asta te pune într-un con de umbră. Permanent. De aceea mi-a plăcut întotdeauna să spun că actorul păpușar este un smerit prin esența lui. Adică e bucuros că a ieșit, e bucuros că a exprimat și pleacă bucuros și acasă, că el se gândește că a reușit să transpună ceva. E o formă foarte curioasă de exprimare în teatru. Acum avem de-a face tot timpul cu costume sau cu păpușa în sine. De data aceasta se costume și adaosul. Și acestea se mișcă mai mult rost. Ce mi-a plăcut la relația cu domnul regizor este că mi-a acordat o lejeritate extraordinară și este bine, că nu e bine să fii oprimat și grăbit în locul tău la scenă. Ai timp să te gândești ce ai de făcut, pas cu pas, în așa fel încât să ajungi la o stare de perfecțiune, dacă e posibil așa ceva. Oricum, totul este să meargă de la bine spre foarte bine. E o străduință, atâta pot eu să spun. Eu mă străduiesc.
Vreau să vă spun jocul hip-hop, vreau să spun mai multe, nu vreau, vreau să mă descopere copii, să mă recunoască masca. Întrebare.